Bună ziua tuturor, bine ați venit, dragilor, la o nouă etalare. Voi face o etalare pentru următoarele zile, următoarea săptămână, Zodia Berbec, luna sau ascendent în Zodia Berbec, cu tarotul, voi clarifica cu oracole și cu un mesaj din partea îngerilor la sfârșitul etalării. Dragii mei, haideți să descoperim pentru voi ce va fi în următoarele zile, în următoarea săptămână. Dacă nu v-ați inscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți, nu vă costă nimic, este gratuit, dar în acest mod noi ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri din partea cărților în etalările viitoare. Haideți să vedem ce va urma în următoarele zile, în următoarea săptămână pentru Zodia Berbec, luna sau ascendent în Zodia Berbec. Haideți să vedem, pentru că nu știu cum poate ați observat, este o perioadă un pic nu tocmai plăcută. Aici văd că sunteți sensibili, sunteți preocupați, aveți emoții. E ca și cum vă preocupați în ce privește sfera sentimentală, relația noastră sentimentală, sau văd foarte mult preocupare la nivel de emoții. Treceți printr-o experiență emoțională. Poate ați cunoscut sau cunoașteți o persoană nouă și văd că veți simți aceste emoții în stomac sau veți fi un pic mai emoționați. Da? Sau e posibil să intrați în legătură cu un semn de apă, Scorpion Pești, care e o persoană mai tânără, un pic mai matură. Gânduri în ce privește relația, preocupare, ingenuitate, să spunem așa, visare. Haideți să vedem Zodia Berbec, ce dorește să mai iasă. Cinciul de cupe. Aveți anumite regrete? Ați pierdut ceva sau au fost anumite reproșuri? Treceți printr-un moment de disconfort emoțional? Regretați o situație din trecut care s-a întâmplat în viața noastră? Sunteți pe gânduri, vă axați foarte mult pe partea cea negativă, pe ce ați pierdut, dar uitați să luați în seamă lucrurile pentru care puteți fi recunoscători în prezent în viața noastră. Sau au căzut cele trei cupe, dar vedeți cum dumneavoastră aici pe masă mai există două cupe. Da? Deci nu vă pierdeți speranța. Încercați să vedeți și partea pozitivă a paharului, da? Partea plină a paharului, nu doar cea goală. Nouăle de cupe. Aici spune că e posibil să fie un dezechilibru relațional, să spunem așa, dar nouăle de cupe văd că vi se îndeplinește o dorință. Văd că cum să zic eu, veți reuși să treceți peste acest disconfort emoțional și văd că dorința noastră se va îndeplini. Visurile voastre se vor îndeplini. Și aveți dreptul să fiți fericiți și să aveți încredere că va fi un viitor mai bun. Pentru că în momentul prezent sau ce s-a întâmplat în viața noastră a trecut. Dar asta nu înseamnă că va fi pentru totdeauna. Deci aici văd că veți trece cu brio. Da? Și vi se va îndeplini. Vă veți regăsi, să spunem așa, echilibru emoțional. Veți fi satisfăcuți de propria noastră persoană. Cred că veți ieși chiar și în mijlocul naturii, unii dintre voi, pentru a vă regăsi echilibru, să intrați în legătură cu natura mai mult sau să beți mai multe lichide. Aici văd foarte multă apă, foarte multe emoții. Persoane născute în semn de apă, Scorpion, Pești. Și luna septembrie poate avea un rol important. Haideți să vedem. Puneți-vă o dorință că vi se va îndeplini. Vi se va îndeplini. Zodia Berbec, luna sau ascendent pentru următoarea săptămână. Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Aici văd un bărbat în semn de apă, Scorpion Pești, care se preocupă în ce privește sfera sa emoțională, relația emoțională, dar văd că va fi maturitate. Adică vă ajută să vă maturizați. Văd că va trebui să luați decizii sau să vă sfătuiți cu o persoană de la drum, de la distanță, o persoană matură, în care puteți avea încredere, în care vă puteți baza.
Văd că este de încredere și înțelegătoare această persoană, sau dumneavoastră veți fi înțelegători, să plecați la un drum. Șasele de spade, văd că veți ieși din aceste probleme, da? Dar e posibil cineva să aibă și un disconfort fizic, să treacă printr-un disconfort fizic, și o persoană de la drum care se preocupă poate cu un membru din familia sa care trece printr-o boală, să spunem așa, și se gândește să facă un drum. Văd că vă veți sfătui cu această persoană. Văd că oricum veți pleca la drum sau veți ieși din această situație neplăcută, da? Veți ieși încet încet spre lumină, veți merge din ce în ce mai mult spre lumină, se va lumina această situație, se va clarifica, vă veți ușura, veți schimba pagina, va trebui să schimbați pagina, că vreți că nu vreți, va trebui să lăsați în urmă acea situație neplăcută și să mergeți mai departe. Cu speranță, da, pentru vindecarea dumneavoastră, și văd că veți pleca la un drum și veți avea ușurare la acest drum, da? Sau e posibil să auziți o veste de la drum, de la o altă persoană, și să treceți printr-o situație emoțională, cum spuneam, da? Văd că trei de bețe, aveți obiective de viitor, vă faceți planul de viitor, încercați să vedeți viitorul, încercați să proiectați în ce privește dorințele noastre, văd acțiune, vreți să plecați undeva departe, poate chiar peste hotare, într-o vacanță, vă faceți planul de viitor, văd că veți acționa în ce privesc obiectivele voastre, în ce privesc dorințele voastre. Regele de spade, văd că veți intra în legătură cu un profesionist sau cu un bărbat rece, distant, inteligent, rațional, o persoană care știe cu ce se mănâncă domeniul care vi-l doriți dumneavoastră. E posibil să vă aflați în fața acestui bărbat sau dumneavoastră să căutați să comunicați cu un expert, cu o persoană care lucrează într-o instituție, la nivel legal, documente sau poate fi sănătate, poate să fie orice altceva, sau poate vă veți axa dumneavoastră pe carieră, da? Haideți să aflăm mai multe cei cu acest 4 de cupe, 5 de cupe, cei cu aceste probleme. În ce privește trecutul, în ce privește melancolia, nostalgia, că ceva s-a pierdut, ceva nu mai e cum a fost, sau trecutul, da? Aici văd anumite conflicte și un dezechilibru. Poate că cineva, v-am spus, are probleme cu banii sau cu corpul său fizic, are nevoie de ajutor. Dar văd că veți reuși să ieșiți din această situație. Văd că va fi o schimbare pozitivă, cu bucurie pentru dumneavoastră. Văd că veți primi o veste care vă va bucura, da? O schimbare fericită. O schimbare pe fericită. E ca și cum se termină încet încet se termină acest ciclu negativ. Nouăle de cupe. Da. Aici văd că va fi o schimbare, o transformare pentru cineva, pentru sănătatea cuiva, sau un dezechilibru. Nouăle de cupe aici îmi spune și că vi se va îndeplini o dorință în ce privește persoanele care nu s-au ținut de cuvânt, care au adus schimbare în viața dumneavoastră, în ce privește discuțiile, promisiunile, planurile, proiectele. Vi se va îndeplini o dorință. Cu moartea aici văd și că cineva suferă, dar văd că veți avea parte de soluții, de echilibru emoțional. Va fi un sfârșit, dar va aduce un alt început acest sfârșit. Aici văd că un bărbat de la drum, în ce privește o mașină sau persoană care face foarte multe drumuri, poate fi în semn de foc, berbecul, săgetător, o persoană cu care vă veți sfătui, dar și să aveți grijă la drum că există o persoană care pare serviabilă, dar își privește interesul această persoană. Șasele de spade, văd că veți vorbi cu o femeie văduvă de la drum, sau să aveți grijă la drum că e posibil să fie o neplăcere din cauza acestei
unei femei poate dușmănoase sau poate veți auzi de probleme de sănătate unei persoane de la drum. Și văd că semn de aer, gem în balanță, vărsător. Veți termina cu... văd o dușmănie la un drum, da? Și veți ieși din această furtună problematică, dar să aveți grijă la această femeie sau la o dușmănie cu o femeie. Și văd că vă gândiți foarte mult la o pierdere de bani. Văd că se vor repeta anumite dumneavoastră, anumite planuri, anumite proiecte. În ce privește banii sau în ce privește gelozia pentru o persoană care se află la distanță pentru alții dintre voi. Da, și regele de spade. Aici văd că cineva va rămâne văduv sau singur sau se va separa. Sau veți auzi de o persoană care va rămâne văduv sau care se va despărți, care va rămâne singur. Îmi pare rău. Văd o tristețe aici, o separare. Sau cineva trebuie să... un bărbat rămâne singur sau cineva trebuie să intre în legătură cu un profesionist pentru a rezolva situația sa. În ce privește o pierdere de bani, în ce privește o suferință, pentru a rezolva această situație. Trebuie o logică și disciplină. E ca și cum văd că ceva s-a răcit sau cineva va rămâne rece. Haideți să vedem ce vă spune oracolul călătoriei. E ca și cum trebuie să eliminați ceva din viața dumneavoastră. Că vreți că nu veți, văd o schimbare, da? Să eliminați acele conflicte, acele persoane, situații care nu mai au de ce să rămână în viața dumneavoastră. Trebuie să eliminați. E posibil să aveți, bineînțeles, discuții sau să eliminați lucrurile care nu merită să le mai aveți în viața dumneavoastră aici. La locul de muncă, ca și cum cineva va munci să facă ordine și disciplină, să facă curățenie. Dar, vedeți, vor fi binecuvântări în viața noastră. Va ieși curcubeul după această situație. Nu vă preocupați. Vi se spune să vă eliberați de control, să acceptați ceea ce este, ceea ce vine, să renunțați și să mergeți mai departe în această călătorie a vieții voastre. Da? Zice că să dai cu inima, generozitate. Oferă din inimă. Cineva are nevoie de ajutorul tău și trebuie să fii generos, să ajuți pe cineva. Și zice că niciodată, nu întotdeauna se poate obține ceea ce se cere. Văd un contact cu cineva, o cerere, o cerință. Nu întotdeauna putem obține ceea ce cerem. Da? Nu întotdeauna putem avea ceea ce ne dorim de la alte persoane sau aici, văd că aici, dar este nevoie de voință și ți se spune că să-ți asumi responsabilitatea de ceea ce vrei să faci. De ceea ce vrei să faci de acum înainte, să-ți asumi responsabilitatea. Voință, trebuie să ai voință. Haideți să vedem un mesaj pentru dumneavoastră. Zice da la bucuriile vieții. Să vă bucurați de bucuriile vieții, de minunățile vieții. Trebuie să râzi, să visezi, să trăiești. Și văd că iubire, vei avea parte de iubire. Acome amore. Da? Deci văd că o persoană dragă ție îți va fi alături. Vei avea iubirea de care ai nevoie, să oferi cu iubire, să oferi cu generozitate. Haideți să vedem și ce vă spune oracolul Chilif. Mesaj. Să nu fii încăpățânat. Uite, aici și chiar tu, Zodia Berbec. Ți se spune să nu fii încăpățânat aici, pentru că e posibil în această săptămână să te enervezi sau să îți pierzi răbdarea, să spunem așa. Și să nu fii tentat să cobori standardele tale. Adică să lupți, să mergi înainte pentru ceea ce-ți dorești. Și văd că vei avea o plăcere cu un prieten apropiat.
vei comunica cu acest prieten, vei intra în legătură cu acest prieten, vei petrece cu acest prieten. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare, vă mulțumesc și eu vă aștept data viitoare. V-am pupat, sănătate, la revedere, numai bine!